termen maxim 2 ani, justiția din Republica Moldova va fi alta, iar judecătorii și procurorii corupți și incompetenți vor fi excluși din sistem. În cadrul unei vizite în nordul țării, Maia Sandu a promis oamenilor o evaluare corectă a celor care ne fac dreptate. Până atunci, oamenii se plâng de neglijența unora dintre ei. Pe mine mă interesează și fel de judecătorii avem în țara noastră, și fel de judecători. Eu i-aș fi trimis a doua zi undeva la ofer. Dar tu, oamenii, ce i-au primit? Le-a primit să văd ce când nu s-au prezentat o dată, două, trei ori. Nu știu. De ce-i făcut? 7 ani de zile, un dosar în spate, pus la punct. Șefa statului a declarat că este important ca atunci când un dosar ajunge în instanța de judecată să nu fie lăsat pe raft să se prăfuiască până îi va expira termenul. 5 judecători, asta este puțin, din 29. Înțeleg că mai sunt câțiva pentru care trebuie să se dea decizii în viitorul apropiat. Și, repet, această evaluare va continua, doar că ea durează. Evaluarea nu o fac eu, nu o fac colegii din Parlament, evaluarea o fac experți străini. Maia Sandu și-ar dori ca lucrurile să se miște mai rapid, însă există anumite proceduri și standarde care trebuie respectate. Poate o să mai dureze un an, doi, dar o să ajungem la situația în care toți judecătorii și toți procurorii care vor rămâne în sistem vor fi doar oameni unești. Cei 6 membri ai Comisiei de Prevedere evaluează toți candidații, după care va urma Comisia de Vedere, care va evalua judecătorii Curții Supreme de Justiție. În scurt timp va fi adoptată legea vetingului și în continuare pe verticală, de sus în jos, urmează a fi evaluați toți judecătorii și procurorii. Vor ajunge comisiile de evaluare inclusiv și în Raionul Dundușeni. Comisia de Preveting va activa până pe 30 iunie 2023.